Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și vara aceasta, la 24-a ediție, organizează tabăra de creație Vara pe Uliță. Este un program de pedagogie muzeală folosind metode non-formale de a atrage copiii în vacanța lor, oferind o alternativă în a petrece această vacanță mare în oraș, dar la Muzeul Satului. 21 de ateliere și mari și mici pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 și chiar și mai mulți ani. În fiecare zi, de luni până vineri, timp de 6 săptămâni cuprinse în 6 module, vin să învețe din tainele meșteșugurilor populare, direct de la meșterii populari și de la colaboratorii, artiști plastici, actori și așa mai departe. Noutatea acestui an sunt atelierele, sau noutățile acestui an sunt atelierele de jucării de lemn și de machete de lemn totodată. De altfel, această noutate a atras foarte mulți copii care și-au confecționat singuri jucăriile din lemn. Și mă refer la mini-tractorașe, căruțe, camioane. Nu o să vă vină să credeți ce minunății ies din mâinile acestor copii. De asemenea, așa cum se poate vedea în spatele meu, suntem la atelierul de păpuși, coordonat de doamna Magdalena Udrea, o binecunoscută meșteră, un maestru al păpușilor. Copiii se simt foarte plăcut, surprinși de maestrie, dar și de tot procesul prin care trece acest meșteșug și tot ceea ce iese din mânuțele lor. De asemenea, alte ateliere, precum împletituri vegetale, icoane pe sticlă, icoane pe lemn, măști populare, ouă încondeiate, olărit, modelaj, modelaj baby, pictură, desen, teatru, teatru de păpuși, dar și multele activități care se întâmplă în fiecare zi între orele 12 și 13 în pauza recreativă fac din vacanța copiilor sau din vara copiilor o vacanță de neuitat. Unul dintre atelierele vizitate de noi în aceste zile, în cadrul taberei Vara pe Uliță, a fost cel de sculptură ornamentală în lemn al domnului profesor Gheorghe Martinescu. Bine ați venit la tabăra de creație Vara pe Uliță, unde inițiem copiii în executarea sculpturii în lemn, stilul popular românesc, care are tradiție în cultura populară, se aplică în cadrul lucrărilor din gospodăria țărănească. La acest curs pregătim copiii pentru sculptura în lemn, începând de la desenul acestor ornamente, apoi facem pe lemn desenul, îl presăm cu dălțile și apoi se înlătură materialul care nu este necesar și urmărim desenul care l-am făcut inițial cu creionul să iasă făcut cu dalta, cu dalta în lemn, și astfel noi putem să îi învățăm să își creeze abilități, pentru ca după ce vor învăța să poată să aplice și ei la rândul lor, mergând la bunici, la țară, unde au rude, să-și experimenteze calitățile care le au. Colaborez cu Muzeul Satului în cadrul taberei de creație Vara pe Uliță din 2014. Și sunt aproximativ 3 ani de zile. În acest timp am avut copii de diferite vârste, începând de la clasa 4-a până la clasa a 12-a, care au fost în vacanțe și au vrut să învețe meseria aceasta care este tradițională și foarte populară la noi. Am avut dintre ei unii care au revenit chiar și anul acesta. Avem o cursantă care a fost și anul trecut și vor avea ocazia să lucreze în faze mai avansate.
pentru a lucra foarte bine, este necesar să lucrăm într-un lemn care se poate, plastic, care se poate modela ușor cu dalta, cum ar fi lemnul moale, tei, palten, cireș, păr, nuc și orice esență de pom fructifer. Anul acesta vom lucra steluțe, ornamente în lemn, pe casetuțe din lemn, pe care le putem folosi la diferite depozitări de bijuterii, de anumite lucruri mici care se pot depozita în aceste cutiuțe. Această casetuță este făcută din lemn de fag și se pretează și fagul la acest model de sculptură. Nu este foarte greu de făcut. După ce se inițiază, ei pot să lucreze foarte bine asemenea ornamente. Anul acesta vom lucra și linguri din lemn, din lemn de tei sau de plop, care se sculptează pe coada lingurei, se sculptează ornamente geometrice, romburi și brăduți, stilul brăduți. Copiii sunt la faza de desen pentru a învăța să lucreze desenul și pe lemn, faza inițială de sculptură. Dimitri, tu ai executat aici niște pătrate în care ai făcut steluțe din lemn. Aceste steluțe le lucrăm apoi pe bucăți de lemn. Aici ce ai făcut? Ai făcut ornamentele, le-ai desenat în pătrate, da? Ai desenat steluțele în pătrat și apoi lucrezi steluțe în dreptunghi, da? Tu ce ai făcut, Dimitrie? Le-ai lucrat în pătrat, da? Steluțe în pătrat. Urmează să faci și în dreptunghi. După ce executăm desenul pe hârtie, o să-l transpunem pe bucăți de lemn pe care le vom sculpta. După ce executăm desenul în dreptunghi și în pătrat, vom trece să lucrăm în cercuri, să facem rozete sculptate, da? Deci lucrăm în pătrat, în dreptunghi și în cerc. În cerc avem trei modele, vedeți? Trei modele de steluțe. Așa, dacă ați făcut primul rând, îl faci pe al doilea cu dreptunghiuri și apoi al treilea rând vom face în cerc. Elevii domnului profesor Martinescu sunt încântați de aceste noi provocări ale vacanței de vară și sunt convinși că vor pleca cu o mulțime de lucruri noi învățate. Mă numesc Alexandru, am 10 ani și vin a patra oară în vacanță la Vara pe Uliță. Anul acesta am ales sculptura în lemn pentru că m-am gândit că ar fi frumos să învăț și eu acest lucru. Și da, strămoșii noștri făceau același lucru. Este foarte frumos să învățăm, să continuăm tradițiile. Mă numesc Dimitrie. Am trecut în clasa și am trecut în clasa a 5-a. De ce ai ales cursul de sculptură în lemn? Pe mine m-a pasionat sculptura și, bineînțeles, ceea ce făcea Brâncuș. Este primul an în care vii în tabăra Valea pe Uliță? Este al doilea an. Anul trecut am fost la Olărit. Mă bucur de ce voi învăța la acest modul de sculptură pe lemn. Îi așteptăm pe copii să vină la Muzeul Satului, la tabăra de creație pentru sculptură în lemn, pentru a-și folosi abilitățile de care dispun. O noutate în acest an la tabăra de creație, Vara pe Uliță, este atelierul dedicat jucăriilor din lemn. Bună ziua, mă numesc Zaharescu Cornel, meșter în lemn, jucării de lemn. Este primul an în care particip la acest eveniment și
vom vedea mai târziu dacă vom mai participa, în funcție de cum se simt copiii, dacă le place să facă jucăriile din lemn. Vrem să readucem înapoi jucăriile de lemn în actualitate, ca să nu mai avem acele jucării de plastic și acele jucării care sunt cum sunt. Și anul ăsta am făcut prima dată, e a treia săptămână care am de făcut, după care luăm o mică pauză, că nu putem să facem mai mult. Aceste jucării le-am făcut datorită nepoțelei mele, care a vrut un căluț de lemn cu rotițe. Îl am făcut, s-a jucat cu el și l-a pictat în toate culorile posibile dintr-o cutie de culori, după care a ieșit cu el afară. Și când a ieșit cu el afară, a început între copii că vrea și ăla, vrea și ăla, vrea și ăla. Și atunci m-am apucat de făcut jucării. Încet, încet am început să dezvolt jucării din ce în ce mai sofisticate, jucării din ce în ce mai complexe, pe care le-am expuse, pe care am hotărât anul ăsta să vin și eu să particip la acest atelier, la atelierul de jucării din Muzeul Satului. Copiii învață cum să folosească un fierăstrău, cum să folosească o pilă, cum să folosească un șmirgher, cum să construiască o jucărie, metodele prin care vor trece și etapele pe care le va parcurge pentru efectuarea jucăriei, și, bineînțeles, construcția lui, care va fi bucuria făcută de el singur, a jucăriei făcută de el singur în acest atelier, cu ajutorul meu. Aici avem un trenuleț făcut din lemn. Aici s-a folosit foarte mult lemn de fag, de esență tare, de regulă, colorat. Încercăm să le facem de acum necolorate, ca să-și coloreze singur copilul după bunul plac al lui, ca și culori. Se efectuează prin operațiile. Se face platforma întâi, după care se face vagonul propriu-zis, acoperiș, roți. Ele vin și se ansamblează. După aceea se ansamblează. Se lipesc roțile, axele se învârt, pentru că se poate să joace cu ele. Locomotiva la fel. Se face întâi partea locomotivei, cabina și toate celelalte, ca să poată să fie în final, să iasă trenulețul așa cum și-l dorește el. Stimați părinți, copii, bunici, bone, vă așteptăm în continuare la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti să vă înscrieți copiii. Înscrierile continuă, ele au loc de luni până vineri, între orele 10 și 16, în clădirea Arhondarii, din Chiselev 28, la sediul instituției noastre, dar vă puteți înscrie și online. Găsiți mai multe detalii pe www.muzeul-satului.ro. Ceea ce este foarte important de reținut este faptul că, începând de astăzi, mai avem la dispoziție încă 3 săptămâni, 3 module pline de activități, module la care copiii dumneavoastră se vor simți extraordinar, vor crea, vor putea să învețe lucruri noi și, bineînțeles, vor fi în sânul unei instituții de mare prestigiu cultural. Să faci jucării din